Știți că noi avem o strategie națională de luptă împotriva dezastrelor, chiar ți-am dat-o pe WhatsApp, da. În care acele zone pe care, unde am avut aceste victime, cele mai multe victime, cei mai mulți morți din acest val de inundații din Europa, ei, acele zone erau cele mai, sunt roșii, sunt cele mai afectate și știam că vor fi afectate. N-am luat niciun fel de măsură de prevedere a acestor inundații. Adică noi nu am evacuat populația știind că vine viitura, știind că se va întâmpla acest lucru, pentru că vedeam ce se întâmplă la celelalte țări. N-am luat niște măsuri pentru a asigura locuințele alea. Știți că în localitățile respective doar între 5 și 9% dintre locuințele respective sunt asigurate împotriva dezastrelor. Oare ce au păzit primaria de acolo de nu s-au dus la oameni de ani, de zile să-i determine să încheie asigurări, ca să nu stea cu mâna întinsă la mâna... Dar oamenii n-au bani de asigurări acolo, măia din Negrescu. Oamenii ăia sunt... Vorbim de padul ăla care e ieftin. Au bani. Dar știți care este paradoxul? Guvernul și-a permis să plătească câte 100 de euro pentru a asigura vize de Statele Unite bugetarilor. Da. N-a avut bani să le dea acelor oameni care stau cu frica în sân în fiecare noapte că vine viitura peste ei, să fi creat un program de susținere, practic, a asigurărilor în caz de dezastre pentru zonele astea cele mai periculoase. Și mai e un lucru absolut interesant, faptul că nu am știut să intervenim. Am senzația că noi nu știm tehnologiile folosite de alte țări pentru a preveni inundațiile. Sunt acele diguri conflabile pe care le-am văzut inclusiv în imagine de pe Reuters în Germania, chiar și în Polonia și în Ungaria. La noi nu există astfel de soluții. Noi pur și simplu așteptăm să vină apa. Ministrul mediului, că domnul Fechete sau cum... Da. Că sunt investiții abandonate de pe timpul lui Ceaușescu. Nu o să facă nimic. Au fost abandonat. Da, dar sunt discuri gonflabile, domnul ministru. Sunt soluții de ultimă generație pe care poți să le duci acolo unde ai o problemă de acest tip. Din păcate, noi suntem în continuare cu lopata și cu mistria și cu sacul cu pământ, așteptând să vină apele. S-au schimbat vremurile, adică Dumnezeule, chiar nu avem... Da, s-au schimbat mult vremurile. O să mai reluăm subiectul ora următoare. Dar...